au trebuit gunoi depozitat fără rampă de dejecție. Cum iei tu banii de la Apia? Aici este problema. Uite ce e acolo, în partea alta. Mai grav. Și încolo pe mine, nu? Nu, nu, stai un pic. Mă las să filmez și eu din curtea dumitale încolo. Da. Sigur? Da, eu te las, nu am probleme încolo. Nu. Deci, domnul tovarășul primar, cum se numește domnul profesor de Văcuțe și Mumumu? Primarul, de la voi. Vancea Gligure. Cum? Vancea Gligure. Gligure? Dorel. Nea Gligure? Dorel, da. Nea Gligure. Cum iei tu și cu fractul? Luați voi banii pe Apia. Unde e rampa aia de dejecție? Hai să vă spun un caz de la Miraslău. Dosar penal. Nu dosar penal. Să ai un pic de lapidare pe fondurile europene. Deci cum luați voi banii? Ați declarat că aveți rampă de dejecție? Ia uite-te, băi, ăsta e garda de mediu și Apele Române. Sorine, tată, vezi că acolo ai gârla ta. Ia uite, tată, ce e acolo. Ia uite, începând de acolo, până aici, de acolo, până acolo. Am înțeles. Hai, poliția română o chemăm. La bucătărie, aici avem bucătăria în spatele al căminului. Are bucătărie? Da. Ia să vedem ce să zică DSP-ul și DSVS-ul. Păi DSVS-ul l-a dus pe mine când am avut autorizație pentru a-și pune tarabele. Oameni aici? Exact. I-a adus pe tine. Dar aici ce este? Aici este o fântână de apă pentru tine. Fântână de apă așa? Da. Apă nepotabilă. Uite, parat răznitul. Da, ăsta este AC/DC. Să fac și pomeni aici? Nu, stați așa. Asta e scena. Aici e spațiu pentru vizitatorii. Aici au ținut vizitatorii. Pe spațiul ăsta mic. Asta e spațiu pentru vizitatorii. Și eu am pus o dispoziție. Uite, o să vină cât mai multe tarabe, cât mai mult să fim. Până acolo e pământul tău. Cum e pământul tău și unde e al lui? De unde vine al lui? Inclusiv părul meu. Așa. Așa de bogat e ăsta. Alea lui. Nu, unde primarul s-a păvat, că da, el. Aici v-am zis că o cumpăra, nu? Haideți un pic cu mine să vă arăt. Doar aici am copilă. Asta e scenă, tot are scenă, e bine. Fiii satului. Aici vede, dar nu se sună. Eu filmez acum. Foarte bine. Auzi, dar canalizarea la oameni ăștia unde e? Nu, uitați, asta vă spune aici, doar căminele de curățare. Cum cămină? Atât. Și de aici se vidanjează? Și unde duce? Unde duce vidanjează? Dar cine vidanjează? Primăria. Ia uite. Atât e, astea sunt căminele de vizitare. Și de curățare, căminele vechi. Și aici am zis că au cumpărat până aici. N-are cum. Noi în contract. Devolate până la noi în contract avem aici un WC-ul și o boxă de lemn. Păi stai pe și aici cine zice că e proprietar acum? Eu? Zice că începe, zice că primarul. Începe așa, spune că primarul acolo. Hidrofor de apă? După fiecare o aici avem monitorie. Au oamenii bidoane cu apă, de oamenii de băgate în beci, le alimentează și își bagă apă sub oamenii. Sărace. N-au apă, n-au apă. Da. Un prieten de primarului și-au zăpat sub aici unde am avut noi. Prieten de primarul, un bazin de 1000 de litri sau cât. Mult, nu știu cât. E un metru cub, aici e cel puțin 5 metri cubi. Nu știu. Și apa chiar dacă vine, nu are dus să urce la etajul 2 la oameni la WC-ul. Că vine aici. Și el poate să zică că o da drumul două ore, să zicem, la apă sau așa. Câți locuitori sunt aici, familie? 8 apartamente. Uite-mi cât se chinui cu apă. În secolul 21. În secolul 21. Wow. 8 deci, apartamente. De cantor de loc nu au acești oameni. De cât căminile de vizitare de cantare. Primarul te-a pus să balatri. E clar. Primarul n-a nimic cu tine. Iară. Dar ce dovezi aveți că el este? Păi în CFE-ul. A, știți CFE-ul. Aici iară e tata lui magazia cu șobolani. Dar cum a obținut omul ăsta? Da, ia uite, face foc. Aici e vatră de foc. Deci, ăsta nu încalcă OG38, poliția română. Ia vizitați-l și garda de mediu. Ia vizitați-l pe ăsta. Un pic. Aici ce este? Ceva cămin, probabil, nu știu, cămin de... Ceva de... Ui, tot hazna. Tot hazna. Aici ce e? Magazine? Ce e? Aici e alimentare.
Acolo e barul și acolo... Bar și magazin de domnul primar cumpărate. Stai un pic, ale cui sunt astea? Al lui, al lui domnul primar. Magazinul? Tot e al domnul primar cumpărat. Aici, iară, magazia asta. Stai un pic, că o rezolvăm acum imediat. Aici are cereale, el e cu plinge cu bolane. Cereale? Păi de ce are fermă? Are și fermă, pământ? Are, da. Are pământ. Deci aici e magazin, da? Da. Nu e ca cu omul cu magazinul. Își fac nevoile lângă magazin. Primare, așa de bogată ești? Bravo, mă! Te felicit, tată! Wow! Bine ați venit! Facem. Văd că anafule. Nu, voi nu vreți să stârpească evaziunea fiscală sub nicio formă. Eu uite oameni aici ce ne dau direct. Ce bogat ești tu. Mă bucur. Stai un pic, grâu sau porumb sau cereal, astea le aduce după un teren care are și... Lui. Am înțeles, dar terenul lui, el are și pământ în arendă, luat? Mai are și arendă și proprietate, zice. Are și în arendă? Are și arendă, cu ce mai bine de lucrat. Surprize, surprize, primare, vreau să văd eu dacă ai și cântar și cum ai luat substanțele astea de erbicidat. Aici, normal, să spun din ce știm noi, un domeniu privat, nici de cum... Tot acces... Da, da, normal, e accesul la bloc ăsta, trebuia să fie, nu? Aici, 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 noi... Tot e privat. Și și astea, de, îl vezi închis? Îmi închis, da. Sănătate. Sănătate, eu filmez. Primul să-l lua bariat. Bun, fii atent. Nu mai știu, tot pământul lui. Da, ce cu clăpănița? Era vorba de 400 de milioane. Eram încă consilier care s-au acordat și au ajuns final la 1.290.000. Aia acolo cu tot ăla? Da, el e acum acolo? E la primărie, domnul primar. Păi stai că să nu-l prind, să nu-l scap, că dacă aude că... Hai pe la aia. Ăsta e dispensarul. Care? Dispensarul care se renovează. Am poză cum se lucra pe secutii. Îmi eu zic că e non-conform, maxim 50% să fie în conformitate aceste renovare. E vorba de peste 300.000 de euro. 300.000 de euro. Wow, wow. Renovarea acestei clădiri. Mele. Nu este fier în scări care e filmate de noi. Izolate pe cealaltă izolație care este venit chiar. Da. 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 Salut, tinere. De la ce firmă lucrezi? La ce firmă? Aha. Pe la firma care se lucrează. Cum se numește? Nu, de ce? Duce-vă la... Ce fol, tu ești angajat, da? Nu, eu lucrez cu firma. Lucrez? Nu cunosc oamenii care lucrează și firma, habar nu. Vezi că eu te filmez? Da. Și dacă tu lucrezi cu ziua și nu ești înregistrat la primărie, nu e în regulă. Da, dacă lucrezi cu ziua. Dar nu mă interesează. Salut! Cum se numește firma care execută lucrarea? Aici, uitați, aici ați băgat, e fără nimic, fără nimic. Canalizarea a fost, nu-i? Eu sunt. Izolația cum la... Cum se numește firma care... Unde lucrezi? Sau nu ești angajatul firmei? Ba da. Și cum se numește firma? Nu ai pe șeful cunoaște. Domnul Băsul, omule, multe. Ești angajat, da? Da. Eu trebuia nici nu stai să mă rog de mata cum se numește firma. Că trebuia să fie afișată. Cum se numește firma? Doamne, eu nu știu firma. Sunteți ca mafioții, fraților. Ca mafioții sunteți. Înseamnă că aici să lucrezi la negru. Știu, dar mai întreb și aici, cum se numește firma aici? Firma asta care... La cine? Geană mă numesc. Da? Pe cine? Păi eu am spus. Mata, cum te numești? Dar pe cine căuta? Omul, eu ți-am răspuns la o întrebare. Mata nu mi-a răspuns nimic, pe cine caut? Pe primar, lasă că pe primar... Deci cauți cum se numește firma care efectuează lucrările astea de... Bindecor. Cum? Bindecor. Bindecor, așa, omule.
Nu prea să vede cine și cum. Astea sunt lucrările doreilor, dragii mei, din banul public, centura de împământare. Dar ce trebuie? Canalizarea e băgată fără nisip, fără nimic, în față iarăși. Păi și unde... Aici izolația la centură, dacă ați văzut proiectul, că l-am trimis. Da, l-am văzut. Nu, aici trebuia deforțată centura. Ia-i să... Nu e nevoie, a izolat-o, dar doar au pus un poliție de lângă. Avem și poliția aici. Cum să vină? Poliția? Ia uite, ce că asta e rampă. Asta e... Stai un pic. Ce că asta e rampă. Vă dați seama, dragii mei? Nici nu pot să... Asigurarea calității personale. Dar apă potabilă. Auzi? Apă potabilă. Au și da apă potabilă. Care e apa potabilă? Unde e apa potabilă? Nu ne dorea. Domnul primar are ce să acolo, domnul primar l-a zis? Sus la etaj are birou, dar nu normal. Domnul Durel. Gospodarul satului. Chiar fi gospodarul satului pentru că om bogat, un sărac. Așa. Cheile în ușă. Au plecat. Ce ți-am zis că pleacă? Ți-am zis că pleacă? Au lăsat și cheile în ușă. Da, ia și până la urmă. Presim că nu mai vine. Ia poliția. Mai numai dacă nu-l sunați, de numărul ăsta. Îl sunam, îl sunam, îl sunam. Sănătate. Am o rugăminte la dumneavoastră, Geană mă numesc. Aveți acolo blocurile alea? Blocuri peste drum. Domnul de la pompier n-are treabă. Nu, nu, aveți blocuri acolo. Aveți stingătoare pe raza oate pe aici? Asta nu stingătoare, hidranți? Aici sunt aici. Nu, sunt hidranți pe raza teritorială? Da. Am înțeles. Nu știți câți? Am înțeles. Nu avem. Uite, nu are apă, de Dumnezeu la copii. Nu avem. N-aveți apă? N-avem apă, domnule, ce face fără apă? Copiii n-am cum să-i trimit la școală, n-am de spălat. Dar stați un pic, sunteți conectată, racordată la... La apa de la comună? Da. Și cui plătiți când aveți apă, cui plătiți apa? La domnul Petrică. Și vă dau o factură, ceva sau... Nu, mamă, aici e reducit lor, le dă lor. Aici? Da. Dumnezeu, doamna. Domnule, cum se taxează apa pe raza teritorială? Cetățenii cum plătesc? La paușar? Cu chitanță. Merge pe la fiecare pe acasă. Dar la paușar? Adică regimul de contorizare există? Da, da, da. Cu apometre? Da. Am înțeles. Nu este apă, domnule. Ce faci? Nu este apă, domnule. Aha. Pregătiți? Pregătiți aveți aici. Bravo. Asta e bună. Ce faci vă la apă, domnule? Vă aducem noi. Unde e? Poliția aici? În ultimul timp nu mai prea vin. Pentru că se duc la bani. Da, nu sunt ei vinovați. Nu. N-au ei trei. Îi chemăm acum imediat. Da, nu sunt ei vinovați. Dragii mei, când aveți câte o situație din asta, nu sunați la 112 pentru că nu este o situație de urgență, dar când avem pe poluare, având în vedere că și garda de mediu, dar și poliția, eu mai repede rezolv problema cu poliția, lăsăm pe urmă situația poliției să vedem procesul verbal, un fel ca la mehedinți la Comuna Salcia. Sunăm la numărul. Dar momentan nu se poate înregistra un mesaj în mesageria. Deci are telefonul închis. Deci, dragi cetățeni, sunați la 0265 și nu-l mai zicem numărul pe urmă. Așa. Da? Și acum sunăm așa. Săulia.
Bună ziua, numele meu este Geană Hari Florin. Am o rugăminte la dumneavoastră, am și eu nevoie de sprijinul poliției și al criminalistului în localitatea Șăulia. Eu mă aflu în fața postului de poliție. Este vorba despre o declarare de delapidare, suspiciune de delapidare și poluare masivă conform OG38/2022. Poluare, da, în formă continuă, continuată. 49220890. Cu Geană Hari Florin din Prahova, Cioran. În fața postului de poliție și lângă primăria comunei Șăulia. Deci, am nevoie de... Cu cine am onoarea? Cu cine am onoarea? Dar am nevoie să-mi vină și criminalistica, pentru că avem nevoie de planșele fotografice. Să fie dotați cu cameră. Domnule, este nevoie pentru că fapta există. Am înțeles. Deci, dacă nu solicită sprijinul, punem pariu că o să vină sigur. Bine, eu aștept aici, da? Mulțumesc frumos. Este aici rămân. Bine, mulțumesc. Bine, mulțumesc. Sănătate. Băi, domn primar, nu ești în slujba aceea? Normal, normal. Ești în... Ei, ce ai făcut? Gata? Te-a votat lumea, gata, nu te mai interesează, te întorci cu curul? Bă, ce sale? Au toalete înăuntru? Oamenii sau ai ales toaletele? A, deci una, înăuntru. Una este înăuntru. Coboră și ce e sus. Și aici ce este? Da, e stație, de acolo, ce e acolo? Stația de pompare nouă, pentru proiectul de apă, am care înțeles. Vine acum. Și trebuia făcută dincolo de gard. Pe o... De ce porțiune. Trebuie? Așa s-a votat. În spate la dispensar pe o... Pe deci așa s-a votat. Da, și s-a pus... am făcut parte chiar și eu de la acest... Așa, și s-a făcut lucrarea ilegală sau cum? Nu știu dacă e ilegală, s-a mutat din coace. Eu bănuiesc că și-o lua precauție să fie legal, că ia precauție să fie la limită. Am înțeles. Deci trebuia dincolo de gard, în punct de dispensar, s-a întrebulat pe primărie, s-a făcut un CFU de 3 ani. A, e lucrarea asta aici, cu grup electrogen, vă cau și grup. E singurul spațiu care are primăria. A, asta e vitanjaia care prin... Da, vitanjaia. Și uitați-vă cât spațiu au decis noi pentru toate utilajele care avem la comună. Nu, dar stai un pic, eu te fac foc aici. Asta e aia care cu ea, dar nu e scrisă, nu e matriculată. Nu știu ce cu ea, nu știu și unde duce. Eu, asta e vitanjaia care se vitanjează în sat. Dar nici tractorul ăsta n-are număr pe el, n-are... Nu știu cum are, cum nu are, că e nou luat și vitanjaia și tractorul. Am înțeles, dar de ce nu sunt înscrise? Asta nu făcut decât eu. Da, da, uite, nu... Ce? Lasă asta, ideea e că... Uite, el este... Ăsta trebuie să aibă acte, uite, este luat pe fonduri. Da, de mult. Și circulă fără număr? Poliția de aici. N-ai văzut? Ăsta deci n-a avut număr niciodată. Era, a avut acolo. Poliția era primarul din acum, șeful de post. Ruda lui. Era tot pe manipulare și pe amenințare. Și că nu ne ieșim legile. De unde știi? Nu cere drepturile. De unde știi că omul ăsta făcea chestiile astea? Pe cum de ne știu? De ce omul potrivit? L-am susținut pe omul nu pe partie. L-am susținut 20 de ani cu sufletul. Fără niciun interes. Ai și la pensie? Nu ai ieșit, că a fost șef de post, da. Nici ăsta n-are număr. Niciunul. Nu. Dar cum circulă ele? Cum circulează? Măi, tovarășul primar, nu vrei tu să vorbește tu cu mine la telefon? Hai că am o vacă să... Te reclam o vacă care era în spatele fermei de gunoi. Deci eu am fost presat prin forțe de ordine cu orice preț. Sănătate, domnul primar! Sănătate! Domnul primar, numele meu este Geană Hari Florin. Mă aflu în fața primării. Noi să știu că sunteți un om transparent. Bănuiesc că sunteți. Nu aveți nimic de ascuns. Cum aș putea să iau și o legătura cu dumneavoastră? Că avem niște probleme foarte grave pe raza teritorială aici la dumneavoastră. Eu sunt la primărie. Și dumneavoastră nu sunteți departe, că aveți cheile în ușa biroului. Nu, eu la Mureș. Eu rămâne deschis peste zi. Și nu mai veniți astăzi. Știi, dar mai târziu, că am vreo 7-7 lucruri de făcut. Auziți, domnul primar, acolo ferma aia de animale, unde la dumneavoastră și a fratele dumneavoastră, aveți rampă de dejecție? Că am văzut că e gunoiul depozit pe pământ. Este din aia de beton.
Am înțeles, da, este sigur. Domnul primar, cum luați banii de la Apia cu gunoiul ăla, că n-aveți declarată rampă de dejecție? Nu o găsim. Aveți pile cumva la Garda de Mediu și la poliție? Vă întreb. Ce să avem? Aveți pile cumva la poliție, la Garda de Mediu, de nu n-ați fost luat așa, să cercetate? Adică, cum luați banii de la Apia? Păi este platformă de beton și acum s-a făcut greu, s-a recotat greu și o să-l duc pe câmp. Am înțeles, dar bănuiesc că aveți și cântar când ați recoltat greul. Cântar omologat, autorizație, adică de pesticide, de astea. Domnul primar, am înțeles, da. nu vreți să discutați cu mine, dar pe domnul viceprimar îl pot găsi că are pe competență mediul. Și el e plecat. Și el, am înțeles. Astea sunteți creștini, bănuiesc. Oamenii, uite, de exemplu, la primărie sunt oameni care nu au apă, să vaită că nu au apă potabilă. Ce se întâmplă cu apa? Că am văzut într-un reportaj că vă lăudați că aveți apă de dați și la alți oameni. Păi apa acum este gătat magistrala și mai sunt niște lucruri de făcut în interior și facă legăturile și o să vină apă de la lucruri. Și la canalizarea, de exemplu, de la bloc? Adică canalizarea de la bloc, unde se duc excrementele umane? De la blocuri? Se iau cu cisternă. Și se duce acel unde se duce? Pe câmp, da? Sau cum? Oarecum, da. Pe câmp, am înțeles. Da, domnul primar. A, da, vidanja asta a primăriei nu e înscrisă, nu e matriculată, că văd că nu are numere. Are număr de șaulie. Și are ITP-ul valabil, tot, adică astea, toate documentele, le are la zi? Cred că da. A, credeți. Domnul primar, dumneavoastră sunteți un om corupt, vă întreb, eu vă întreb, nu vă acuz, sunteți cumva un om corupt? Deloc. Deloc. Deci sunteți transparent dacă vă dau pe 544 și foarte multe plângeri. Adică am văzut o troiță, o construcție care a costat un milion de euro sau cât dracu a costat? Un miliard de lei. Domnule, să meritați să dați atâția bani pe o troiță? Este proiect făcut și cu proiectant care el a decis. Deci, dar de ce, adică votarea respectivă, de ce a fost interesul atât de mare pentru troiță? Adică ce aduce? O cerut oamenii. Dar proiectul a fost 400 de milioane în banii vechi. Și de ce a ajuns la suma aia mare? S-au furat banii? Vă întreb, nu știu. Da, mi se pare așa. Domnul meu, acuzațiile din astea am avut. Nu, cred că... M-a dat confunz metru cu tona. Domnul primar, mă uitam și la spitalul ăsta sau dispensarul ăsta și la cămin, că aveți și sală de mese și asta tot. Sunt lucrări de dorei, nu există ce firmă lucrează, cum lucrează, de când până când. De ce vi se pare că sunt acuzații? Eu nu le văd. De exemplu, nu știu ce firmă lucrează, când începe, când termină. Cine vi se pare normal? Da. A, vi se pare normal, da. Păi ce să vă zic, domnul primar, succes și dacă puteți să le luați banii la oameni, țineți-i de fraier, sunteți votați, bine. Da? Bine, domnul votat, primar. Sănătate. Bine, sănătate. Dragii mei, omul acesta tolerează ilegalitățile? Să vedem acum poliția, pentru că el minte că are o rampă, deci o rampă trebuie să fie amenajată, trebuie să fie trecută prin proiect. Dacă omul acesta a sancționat sau cei de la disciplină în construcție vreun cetățean, scrieți-mi în mesaj sau sunați-mă, dați-mi un mesaj pe 0749220890, nu dați pe ascuns, că nu am nevoie de șobolani. Nu răspund la șobolani, mai mă sunau și instituții ale statului cu număr ascuns, șobolani, și n-au putut să ia legătura cu mine, am anunțat la toate autoritățile, așa arată o comună modernă, are tot ce trebuie, o rampă a doreilor, da? Deci parcă a construit acolo, dorei au construit, că ăștia sunt dorei. Apropo, îl cheamă Dorel pe primar, pregătit, om bogat, om sărac, a venit când treceau vacele prin comun, îi zicea să rămână domnul primar, bine, a fost veterinar sau de ăsta, tehnician, doctor de vaci. A, bine, l-a votat lumea, e votat al patrulea mandat și acum să sperăm când a venit poliția să ne arate și nouă cum e rampa. Adică rampa de dejecție nu există. El a spus că îl duce pe câmp și cu deversarea de la Căcăcea de la bloc, tot pe câmp. Deci el spune, confirmă chestia asta, băi, Garda de Mediu. Eu v-am spus că sunteți inutili și noi plătim, vă plătim aiurea. Apele Române, acum 2 săptămâni am fost la voi. Ia uite, cum circulează
asta pe drumurile publice, da? Dar nu mă leg de agricultori. Omul își face treaba, ideea e că să încalcă ochii 195. Firma care lucrează acolo, uite, el a fost consilier, nu s-a pus nisip. Nu s-a pus nisip pe țeavă, nu s-a izolat fundația veche, trebuia reforțată, după care am întrebat și mi s-a spus că nu e nevoie, că e foarte solidă și o trebuia izolată. Au pus polistirenul. Uite, așa arată o asta, da? Deci dacă intri în ea, e în regulă. Așa? Ce am mai făcut? Fără să izoleze polistirenul de beton. Hai să vedem în fața, Claudere. Dar este filmare, eu și filmat. Știu, dar acum parcă vreau să filmez și eu. Sus am filmare și folosit chiar și lemn vechi. A, lemn vechi acolo, sus. Chiar și lemn. După prima filmare s-a dat jos la vechi și a pus nou. A, deci a încercat hoția. Da, normal. S-a pus de nou. Mai este ceva puțin, foarte puțin și vechi aici, dar la suma de 300 și ceva de mii de euro, noi puteam să-l facem ăsta la cheie din nou. De jos. Noi n-avem în primărie o sală de așteptare, n-avem o sală de ședințe. Când și unde vă faceți voi ședințele? În cămin, la club, când facem ședințele de comisie, mergem sus la secretariat. Dar era mică pentru o ședință, aici e micuță. Mergem la secretariat pe rând, în biroul la secretarul și semnăm cum că am fost. Dar nu dezbatem nimic. Noi luăm la cunoștință în acest domn primar. Nu se dezbate nimic în ședință. În ședință? Doar se ridică mâna când facem ședința. Adică nu se dă convocatorul? Nu, nimic, domnule. Stai un pic, aici cine e proprietar pe clădirea asta? Asta e domn primar. Și în spate tot ce mi-a arătat iar primar. Până ajunge la mine. Bă, dar ăsta cum a reușit, mă, e băiat ăsta. Și Luciu dă apă? Luciu dă apă tot? Luciu de apă are în proprietate, am văzut pe declarație de avere 18 hectare, plus arendare, plus... Da, Luciu ăla de apă. Administrează un Luciu de apă de peste 30 hectare. Unde dă atâta bogăție? Adică da, bunicii noștri au primit pământ în lacuri, veteran de război, deci avem toate actele. Actualul viceprimar, în ghilimele, cineva a venit să-și ia pământul din trecut. Așa. O parcelă de 8 hectare din Pășune. Din Pășune. Mm-hmm. A cumpărat-o el. Bună ziua. Vă salut. Sănătate. Adică, sunt cadrul secției 2. Uite, vezi, poliția română. Vă doresc știință că sunteți înregistrați audio-video. Uite, chiar vă rugăm. Vă rog. Ăștia-s polițiștii care-i vrem. Corect. Haideți să mă legitimez că v-am Vă rog. Căutat. Un act din identitate. Ce s-a întâmplat, dacă puteți să-mi spuneți între timp? Domnii mei, o să notați. Unde vă rog? De lapidare, suspiciune de lapidare. Se poate să scoateți? Da, îl băgați în EDAC, da? N-aveți EDAC? Mergem oricum în post să discutăm, să nu stăm aici în mijlocul drumului, da. Și discutăm acolo mai multe aspecte, să povestim despre ce s-a întâmplat, bine? Nu intru înăuntru, că eu filmez. Bun. Deci vreau, de exemplu... Da, să ne trage când să nu stăm pe trotuar ocupat aici în față. Da, sunt bine? Trotuar ocupat? Păi dacă tot a zis de trotuar ocupat, haideți un pic să constatați personal. Dacă tot a zis de trotuar ocupat. Păi vă povestesc, dar a zis chestia asta. Deci, tinere polițist, vreau să fii decât profesionist. Ai zis de trotuar ocupat, da? Da. Noi mergem pe trotuar, da? Ce? Momentan... Nu. Mergem pe trotuar? Cine i-a dat voie să-mi scoată trotuarul? A cetățenii pe unde mai merg? Că vorbeam de trotuar. Da. Acum văd că sunt lucruri posibil, dacă nu știu. Dacă ar fi parcare, dar trebuie să spună parcarea câte locuri are. Dar de acolo și până aici un metru, mașina poate să ducă mai încolo? Ce auto? Ar fi, da, spațiu. E ocupat trotuarul. Ce rugăminte am? Să aplici OG 195. OG 195 pentru parcări? Da. Demonstrează-mi că asta e parcare. Deci prima reclamație e că ai zis de parcare. Uite, nu e parcare. Uite, e blocat trotuarul. Uite, dacă mergem până încolo, mergem pe trotuar, că mi-ai zis că să nu blocăm trotuarul. Pentru asta ar fi. Nu pentru asta am chemat, dar nu te-ai anunțat la dispecerea pentru ce am chemat? Ceva pe mediu, dacă am înțeles. Pe mediu, da. Da. De delapidare, suspiciune de delapidare cu fonduri europene, da. Și apoi delapidare cu fonduri din bugetul local, de aici. Și vreau să mergeți să constatați cu camera, da. Și după ce constatați, să închemați. O să chemă. Criminalistica. Păi... Să vedem prima dată care e speța. Ce e acolo? Cum, să stați un pic. Nu mai sunteți militarizați. De ce folosiți cuvintele o să raportez? Să-mi anunț șefii. Așa da. Cu privire pentru că nu sunteți militarizați, dar aveți grade. Nu sunteți militarizați, dar faceți raporturi. Și nu sunteți politia română. Politia.
Ce ai făcut? Ce ai făcut, mă, comandante? Nu le-ai dat, mă, la băieții ăștia veste? Bine, înainte vă dădea de noale albe. Unde e locul faptei sau? Păi nu. A, mergem la locul faptei, da? Păi să. Păi bagă întâi în Hodac ăsta, în Hedac. Hedac, adu telefonul trebuie la mașină. În Hodac. Poftim din aici, să verifici cine Hedac. Hedacu, Hedacu. Deci, dragul meu polițist. Poliția română pentru mine reprezintă foarte mult și mă bucur că voi tineretul ăsta poate ne scoateți din noroiul ăsta. Cu înjurăturile, cu înjurăturile asupra voastră, asupra poliției, asupra instituției. Hai, deci, deci, închisă, închisă, stai, apăsă pe telecomand. Deci, vreau să vă arăt că am vorbit și cu primarul. Adică, dacă tind să cresc, mă gândesc să nu cumva să fie și aici, zona asta lui, cumpărată, proprietar. Ăsta de om bogat a devenit om sărac. Magazinele ale lui, terenurile mai încolo ale lui, în spate, pe aici, iar, ale lui, mai încolo, ale lui, tot. Nici nu știu pe unde să calc, dacă e al lui sau... Bine, neîngrădite. Acolo sunt sute de tone de gunoi depozitate de la un graști și a declarat la APIA că are rampă de dejecție. Omul a declarat ăsta. N-are rampă. Acum m-a mințit. Și unde ați putea nu respect? E peste drum, aceea, imediat, mai încolo. În spate la CAP? Acolo. Tot el e proprietar, atenție. Eu ți-am spus, ai grijă pe unde mergi. Să mă oblige să faci în drum acest... A fost cu scandalul acela înainte de... Deci, cu scandal, îți dai seama, da. A fost, deci, o dispută mai... Faptul că circulă utilaje neinscrise, nematriculate, chiar primăria are utilajele neinscrise, nematriculate, ar trebui voi, polițiști, să-i luați un pic la întrebări. Oricum vă dau eu, ca să-i vedeți că n-au. Și acolo el a depozitat și depozitează în continuare gunoi, că derbedeii ăștia de la Garda de Mediu nu-și fac datoria, și a dat documente la APIA ca să ia subvenția și n-are rampă. El a spus, am rampă. L-am sunat pe telefon. Am rampă, n-are rampă. Bine, nu rampă, dar voastră. Rampă de dejecție. Restul ce să-i dau eu acum pentru ce spune, uite că a fost consilier, bani mulți cheltuiți, în loc bănuții să vină la voi salariile, să vă dea tu ca la, trebuia să ai 14.000 cel puțin bani în mână. Am găsit primar cu 6.000 de locuitori care avea 18.000 de lei. Băi, așa ceva n-am mai văzut. Dar eu aici nu am văzut salariile. Cum? Eu aici n-am văzut salariile. A, nu mai vorbesc, lasă asta cu salariile, dar nu mai vorbesc, uite, să construiești o grădiniță, să renovează și ce e acolo, iar este... Nu, dar vreau să... Nu-i dispensarul. Dispensarul. Hai te rog, hai de, dar până vine, hai te rog să și constați că nu există plăcuța aceea de... Și să facem procesul verbal, când îl faci, că nu există ce firmă lucrează, da? Și oamenii care lucrează fără echipamente, fără nimic. Nu-i de competența voastră, ea e ITM-ului. Firma și ITM-ul, da. Da, dar e să constați. Da, dar vreau să constați personal pentru că până vine mie tot ITM-ul. Tot e înregistrat audio-video, așa. Da, dragul meu. Arătați-vă puterea, că voi sunteți o putere, dragii mei, și prin voi, dacă voi nu ați fi, la cum suntem noi creștini, ne mâncăm, da, gata. Uite, spune și mie, uite, oamenii aceștia, vreau să-i legitimez pe toți. Toți vreau să-i legitimezi. Că nu are, uite, niciun echipament și o firmă, cum se numește firma. O să stabilim exact. Înțelegi? Cum se numește firma. Adică, da, dar vreau oamenii să fie toți legitimați, că, uite, n-are un echipament firma, n-are bocanci, uite. N-are bocanci, n-are absolut nimic. Și lucrarea asta, cum se numește șantierul ăsta? Cine lucrează? Cum lucrează? Uite, constați. Nu, dar constați ca polițist ceva, eu martor am pe voi. Adică la ITM când o avem să zică, domnule, am găsit totul ok. Unde este? Nu e nimic. Aici firma care execută lucrările ar fi trebuit să asigure toate aceste... Exact. Ia, uite, vreau să-i legitimez pe toți când aveți voi, pe toți fiecare, că n-au bocanci, n-au costumațe, n-au cască, nimic. N-am prejmuit gunoiul pe stradă, n-am prejmuit acolo. Adică el, ca șantier, da-i ia bani. Zice, noi suntem firmă serioasă, suntem. Nu sunteți băi, sunteți dorei. Bun, mergem la gunoi, că ala mă interesează. Aveți mașină sau... Nu, dar pe ce mașină? Păi, mergem. Mergem pe jos până acolo? Da, e puțin aceea aproape. Nu știam unii domnul exact. Tinere, am filmat un jandarm, uite așa mergea și s-a lăsat mașina, auto specială în dreapta. Dar voi vă numiți și patrule, de exemplu, de poliție? Păi, așa. Și când sunteți în mașină, patrule. Cât sunteți? Eu, acum voi sunteți o patrulă. Vedeți, doi. Și asta e patrulă, da? Da. Patrulă înseamnă patru, nu doi. Acum voi nu sunteți patrulă. Mai este un echipaj. Nu. Acum voi ai spus că sunteți patrulă. Da, dar nu. Suntem împărțiți cum să acoperim o zonă cât mai largă. Deci nu sunteți patrulă. Că patrulă înseamnă de la patru. Echipaj de poliție. Tineri.
o luăm direct pe acolo, da? Deci, dragă polițistule, știu că am văzut că creștinii au început să înjure, a, poliția română nu face, da. Uite, demonstrează-le că voi sunteți alături de cetățeni și că tot ceea ce oricum, constați aici... Orice face blamați, o să fim oricum. Nu. Pentru că tot timpul e o parte. Nu, 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 nu. Aia care vă înjură, aia sunt neciopliți, sunt niște derbedei și niște huligani. Tot ce vrei, da? Oamenii care sunt civilizați, ce ai făcut tu ca să te înjure lumea? De ce te înjură pe tine? De obicei nu fac treabă. Băi, omule, eu n-am găsit poliții să nu-și facă treaba decât unul pe la mehedinți care și-a făcut treaba din toate punctele de vedere. Hai mă, răbdare că luni sunt la tine, mă, băiatul meu. Cum ai făcut, mă, tu procesul verbal? Nu, ți-am spus de prima dată că te las 60 de zile. De ce? Eram sigur că ești cinstit. Eu nu mă lupt cu poliția română. Ia uite ce tine. Uite, echipat frumos. Să dai să te faci ofițer. Nu stai numai aici. Deci voi cu o liniuță, ați cam făcut prăpăd în România. Adică prăpăd împotriva hoților, împotriva necinstiților. Ați făcut știți cum? Și cinste vouă. N-am găsit inspectorat de poliție să nu ia măsuri. Nu am găsit. Au unele mai greu, le băda unul, le băda doi. Vă funcționează tetra peste tot? Da, bravo. Avem semnal. Avem acorduri? Mici porții. Unde nu... Mici, dar vă încadrați. Zice că trebuie să mai rare. Prin lege, așa? Să ne ia nouă din proprietate mie și la vecinul să facă intrare în CAP-ul. Da. Și aici sunt N parcele tabulate fără acces. Am înțeles. Drept de servitute. Exact. Și le-am oferit pe alte parte. Au trei variante. Și vreau doar prin proprietatea mea. Deci au variante. Au deci, trei. Dreptul le-am de servitute când ești înconjurat. Și ei vreau de la mine. Hai să mergem pe dreptate. Băi, domnul Vătaf. Băi, domnul Vătaf. Un bogat, om sărac. Dacă tu ai declarat că ai rampă, unul pe aici, pe drum. Pe aici era drumul. Da. După dumneavoastră. Da, da. Dacă tu ai declarat că ai... Și încă ceva. Aici, să dați și la apele române. Ia uite, îl vezi, uite, se colectează laptele. Da? Păi nu, 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 o să dau la DSVSA, dacă autoriza sau nu. Deci, aici este o firmă, da? E proprietatea lui. Dacă eu consider că este o faptă penală și el vrea să mă dea în judecată că am firmat firma, știi cum spune românul, mi se rupe. Folosesc pe limbajul tău. Geanu, aici... Domnul agent de poliție. Ia uite, domnule, asta e rampa de dejecție. Ia uite, domnule, asta e rampa de dejecție. Dumneata, constați. Vedeți că aveți o decizie dată de IGPR ca să luați cu detalii cu camera. Și să chemați acum, pentru că criminalistica trebuie chemată. Nu pot să vorbesc acum, cum îl pedim? Suntem în spate la CAP, dacă știi unde e. No. Îl trimit pe tine să vină un pic mai încolo, ca să duci un pic mai la drum, ca să ți aducă... E un pârâu acolo. Uite, domnule, aia e rampă, da. Aia e rampă. Adică trebuia cu rigole și, atenție, să o duce în apă. Nu te duce departe. Da, e de mai încolo. Da, da, exact. Da. Vino mai încoace. Acolo ce să nu zic el, e proprietatea mea. Da, da, nu, nu e îngredit, așa că nu am cum să știu dacă intru pe proprietate sau nu, că nu e îngredit. Hai mă, că mă faci să mă mândresc că sunt român. Eu mă mândresc. Și eu. Eu mă mândresc că sunt român. Dacă găsesc polițiști ca tine, da, ca voi, e un lucru bun. Deci, domnul chiar își face meseria. Cum? Domnul chiar își face meseria. Deci fii atent. Vezi cumva amenajată o rampă cu beton, cu rigole. Ia uite cât crezi că sunt două remorci acolo? Vreau remorci, nu sunt sigur, nici nu văd nicio amenajată, așa cum constatați și dumneavoastră. Vreau criminalistica. Eu am chemat criminalistica numai doar pentru jumătate din asta. El ce că a turnat betonul un pic, nu. Trebuie să ai rigole, trebuie să ai pahare, trebuie să ai etichete de extracție pentru vidanjare, trebuie să ai bonul de deversare, trebuie să ai de lapidare. Vă cred pe cuvânt. Vreau asta să văd dacă nu e chiar de... Uite, vezi, are o vidanjă, da? Da. Tractorul ăla cum circulă pe drumurile publice. Aici nu a fost prins vreodată? Aici. Nu, pe el pleacă pe drum. Nu știu, nu l-am văzut. Pe l-am filmat eu astăzi. Nu contest. Nu, dar l-am filmat. Da. Adică vreau să luați
monitorizarea video, o să vedem dacă primăria are dosar de evaluare pe HG301/2012 și legea 333. Dacă are dosar de evaluare. Dacă are, luați camerele de urmă și vedeți toate tractoarele, să vedeți dacă sunt înscrise, înmatriculate cu ITP și cu asigurare. Da, dar trebuie să aibă ITP-ul și toate astea. Și apoi, cel mai mult mă interesează astea, da? Și să faceți adresă către APIA, dacă că el a luat bani pe capetele de animale, da? Cum a dat el documentul că are rampă de dejecție, că așa mi-a și spus mie. Da, domnule, am rampă de dejecție amenajată cu proiect, cu de toate, minte. Pentru mine minte. Clar, omul ăsta minte, duce în eroare, iar dacă consideră că ne păcălește că avem ciungă în păr, da, a venit poliția. Atunci vă rog să-mi permiteți să criminalistic. Da. Vă ce dispun dânsi, pentru că totuși răspunde ierarhic. Și corect. Să vedem ce constatăm și dacă vă trebuie să fie să vină și alte dacă nu vine competente. Dacă nu vine criminalistica, crede-mă că dacă șefii spun că nu, dau și un telefon ca și tine și vine criminalistica. Serios. O să vă rog un pic să... Da, dragul meu. Da. Ce cetățean? Numai de acces în curtea lui. Să ajungă la casa lui. Eu. Cu alte în regulă. Stai pe regulă. Domnul că are numai un plămân. Deci stai un pic, ești pe legea 448 persoane cu handicap? Da. Gradul 1, 2, 3, care? 2. 2, deci e cu revizuire. Nu, că e permanent. A, e permanent? Da. Aha. Am cancer pulmonar. Ia uite. A, cancer pulmonar. Așa, ia. Așa. Și care s-a în spate? Asta e drumul asfaltat. Eu aici stau. Aici. Și da. Firul ăsta? Asta e drumul. Da, da. Așa. Arată, care mi-a dat cadastru. Când l-ai cumpărat? Da. Și nu mai poți? Și mi l-a arat. Nu arat. E pe rumb. Ți-a arat? Da. Să-l duce pe domnul Geanu la terenul de fotbal. Îl ducem și mergem și acolo. Dar... Și la nori îl ducem și la tot ce avem. Da, nu mai puțin. Da. Așa, uitați, mi l-a arat, nu mai. Mi-a dat, tocmai pe aici am lăsat să trec, ca să nu mai despartă pământul. Terenurile astea, că da. Nu mai ia subvenție. Asta l-a luat acum, mai târziu pământul ăsta de aici. Da, da, da. Bun, hai că discutăm și cu mine. Ia să vedem. Da. Aici către... Aici am făcut eu cerere la primul rând. Adresă, ți-a răspuns? Luna 7-a, luna 8-a, deja am intrat în luna 9. Ți-a răspuns la asta? Da, uitați, i-a trimis la Maier să mi elibereze drum. Degeaba. Pentru că e stat în stat. Ia. Deci, dar nu-i semnătura lui sau a lui. Nu știu cine a semnat, dar... Uite, domnule, uite cum abuzează omul ăsta. Deci, n-a fost... Deci i-a dat să elibereze terenul, i-a spus și el n-a dat drumul la teren. Dacă el e proprietar... Vai că te-a abuzut în acea când e baza fricii. Frică de Dumnezeu, trebuie să fie mai departe unde e... La poliția din Mureș. Avocată, trebuie litigiu civil, trebuie prin judecată. Aici numai pe civil, cei cu terenuri. Deci n-are treabă poliția dacă cu asta. Dacă nu-i cu violență, nu-i cu amenințări și fără... N-am vrut să zic, ăla prefect, hotar. N-ai înțeles. Judecată. Da, instanța da, civilă. Dar eu n-am bani să dau în judecată. Dar abuzurile alea de spatele blocului, cum și-a făcut, de exemplu, Iosif, de cantorul ăla, noi avem cumpărat pe contract. Deci avem un contract cumpărat. Un WC uscat, așa se numea pe vremea aia. WC uscat. Așa se numea. Și boxer. Alea din spatele blocului, știi? Că sunt și porti gras. Și am înțeles că Dorel o zăbulat până la scara blocului acolo, dar alea sunt cumpărate de lasă noi, că punem întrebări prin, și noi. De prin... Deci îți dai seama, blocurile, da? Da. Au toalete. Un se duce rahatul în niște tuburi. Și el îmi spune că cu vitanja primăriei ia și duce pe câmp. Deci primarul a spus, el, lor, ducem pe câmp. Nu răspunde ce de declarațiile. Nu, nu, dar el stai că l-avem aici, să-l și punem să-l și-l auzim. Și... Să-l auzim pe nea primarul. Băi, ce primar e mă ăsta, mă? Și fii atent, a fost revotat. Voi sunteți de vină. Ce manipulare a fost cu poliția puntei până acum 6 ani? Nu știu. Și domnul Nistor la pensie. Nu, nu știu. Când mă abuz. Sunteți un om transparent, bănuiesc că sunteți. Nu aveți nimic. Da. Bănuiesc. Cum aș putea să iau și o legătură cu dumneavoastră că avem niște probleme foarte grave pe raza teritorială? Aici la dumneavoastră. Eu sunt la primărie. Ce dumneavoastră? Sunt, nu sunteți de parte, că aveți cheile în ușa. Nu, no, eu la Mure, sunt la Mure. Eu rămâne din Sibiu peste zi. Și, și nu mai veniți astăzi? Nu. Păi, dar mai târziu, că am vreo 7-7 lucruri de făcut. Auziți, domnul primar, acolo ferma aia de animale,
unde la dumneavoastră și a fratele dumneavoastră aveți rampă de dejecție, că am văzut că e cu noi depozitat pe pământ. Ia. Este... Da. Din aia de beton. Unde-i mă? Am înțeles, da, este, sigur. Domnul primar, cum luați banii de la Apia cu gunoiul ăla, că nu aveți declarată rampă de dejecție? Nu o găsim. Aveți pile cumva la gardă de mediu și la poliție? La poliție nu știu dacă are, că eu l-am întrebat. Bine, el a zis că l-a acuz. Băi, băiatul Dorele, da. Vezi că a fost o reclamă la Coneac, da? Și a spus, du-te mă, tu și descarcă mă, că închide la non-stop. Ăsta ești tu, da? Eu te-am înțeles că te respectă văcuțele, da? Bă, dar acum fii atent ce se întâmplă. Uite, uite, un băiat e de la poliție, să știi, fii atent. Uite, altul, uite, e acum angajat de la poliție. Bă, să-i vezi acum, e... ce au zis? Acum se discută ca să vină criminalistul, dacă să... Vai, aceste cuvinte mine doare dacă nu vine criminalistul, că am nevoie de planșe fotografice. Ăsta să nu creadă că nu sunt căciungă în păr. Ăsta ia bănuții de ani de zile. Deci, avem un caz la Miraslău. Nenea ăsta care e de la Miraslău, da? Ești inculpat, nu știu câte milioane de euro, ai dat de dracu. Că a venit poliția română, da? Ia uite ce e aici. Și minte primarul, minte de îngheață, ce capa e acolo. Poporul și cu comunitatea. Asta înseamnă la nivel. Serios? Da. Ia să vedem noi garda de mediu. Garda. Orgolii, lege, bani, putere, decizii. Eu decid pe Dumnezeu. Asta consider. Voi sunteți de vină? Da. Voi sunteți de vină? Foarte de acord, dar suntem 4-5 care avem curase și în față. Da. Asta a fost... Bună ziua! Numele meu este Geana Hari Florin. Cu cine am onoarea? Surugiu, Adriana. Doamnă, avem și noi nevoie de un comisar în comuna? Șăulia. Șăulia. De câmpii. Stați puțin, dumneavoastră cine sunteți? Geana Hari Florin. Mă aflu în comuna Șăulia. Sunt din Prahova. Deci mă aflu în comuna Șăulia, de raza de competență a gărzii de mediu Mureș. La o fermă, ferma domnului primar din localitate, și aici există gunoi, cel puțin 300 de tone de gunoi și de aproape de apă, fără rampă de dejecție. Omul acesta ia și bani de la Apia. Băi, fraților, voi garda asta de mediu nu v-ați săturat să stați numai la birou? Uitați, poliția română s-a sesizat, a venit poliția română, criminalistica, toate astea. Voi numai doar în baza sesizării, dar e o sesizare verbală, telefonică, nu numai scrisă. Voi nu chiar vreți un pic să fiți trași de urechi? Garda de mediu, atenție. Atenție, sunteți înregistrat audio-video. Da, ziceți. Ia, puneți-mă la punct voi, garda de mediu. Nu înțelegeți că oamenii ăștia n-au... Uite, eu nu fac nicio plângere, atenție, da? Eu ți-am adus la cunoștință dumitale, da? Și comisarul are... Dar vorbești frumos. Cum vrei să... Ia, cum mă pui dumneata la punct? Un alt ton, ca să înțelegi. Ce fel de ton? După ce frecvență trebuie să fie tonul meu? Doamne, am nevoie de un comisar, de un comisar al gărzii de mediu. Eu sunt aici, plângerile se fac telefonice, verbale și scrise. Nu, dumneata. Un comisar acum, pentru că dumneavoastră îl cereți. Deci trebuie să vorbesc cu șeful meu. A, așa. Și, bun, și va decide. Da. Dar dacă dumneavoastră ați găsit acea situație acolo, puteți o pune pe hârtie. Nu și vreau. Situația aia va fi și luni. Doamne, eu am dat-o telefonic, o să vă trimită prima dată poliția română, vă trimite PV-ul, da? Solicitarea. Dumneavoastră aveți și obligația să chemați și pe cei de la apele române, că e și o apă curgătoare, dar vă spun că garda de mediu de aici... Acum să sunați dumneavoastră la apele române, deci... Nu, o să vă dau și în scris cu redirijare. Doamne, eu v-am dat acum, plângerile se fac telefonice, verbale și în scris. Da? Eu v-am dat, am dovadă, uite, poliția înregistrează. Mai registrează camera voastră? Înregistrează camera, domnul meu. Înregistrează, doamne, deci să știți. Eu nu am refuzat ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu nu am competență să dispun acum un comisar care să meargă acolo. Nu am competență. Poate el, comisarul ăsta, că... O să-i aduc la cunoștință și... Auziți, dar ce rugăminte am la dumneavoastră? Ferma asta sau au luat cumva aprobări pentru mediu? Deci, de la... Încă o dată, pentru că ați vorbit foarte repede, eu sunt ardeleancă, eu înțeleg mai încet. Ardelean. Vă rog frumos, încă o dată. Deci, localitatea... Șăulia, da. De rază de competență a instituției dumneavoastră. Da, este, n-am negat lucrul ăsta, da. Deci, bun. Există fostul CAP...
Nu știu ce acum, da. E, a luat proprietatea domnul primar. Domnul primar se numește... Vancea? Vancea Dorel Grigore. Vancea Dorel Grigore. Da. Bun. Îmi spuneți încă o dată numele dumneavoastră, că nu l-am reținut. Geană Hare Florin. Geană. Geană? Da, Geană Hare Florin. Da. 074-220-890. Mai încet puțin, 074-49. Deci 0749 220 890 890. Da, da. Bun. Da. Deci o să... Ce reclam eu aici? Reclam că nu există înțeles, rampă de dejecție. Asta am înțeles ce ați reclamat. Și... Ce nu am înțeles, am revenit. Bun. Bine, deci eu să-i aduc la cunoștință șefului meu, direct, boierului. Și dânsul va decide da. Ce... Mm-hmm. Da. Bine, doamnă! Bine. O zi bună! Deci să ne înțelegem, eu n-am zis nicio clipă că nu ne vom deplasa. Asta trebuie să decidă șeful. Da, doamnă, știu, știu. Așa este. Aveți dreptate. Bine. Eu v-am anunțat, vă lăsăm 30 de zile, după 30 de zile vin și cu felicitări. Eu mai departe și decizia e aparține. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, Gărzi, domnule, la revedere. Dragii mei, nu vă lăsați păcăliți. Oamenii aceștia, nu știu, dacă au relații, n-au relații, sunt pe fir sau nu pe fir, ei trebuia să știe. Înseamnă că n-au fost niciodată să vadă dacă există poluare pe rază teritorială. Adică, băi, inspectorilor ăștia, comisari, vă dați seama, ăștia când s-au trezit și ei, după Revoluție, Garda de Mediu, da? S-au trezit comisari. Ei nu sunt comisari, ei sunt agenți de poliție. Ăla-i comisar. Vă dați seama, când auzi numai comisar, găsești de că la poliție, găsești. El e comisar cu insigne, cu... Mamă, când vine, când auzi așa, numai cetățean, când auzi... Dacă îi spun, auzi... Numai când auzi cuvântul comisar. Ce zici, tata? Deja e mare. Deja. E mare, e mare, da? E, nu-i mare. Ca un șerif. Stau putorile, da, care să știu, da, în birouri. Despre ce vorbim? O să te rog să mergi la mașină, să-mi aduci mapa. Ce a zis, vine? Vine. Vine, tată, România. Știi cum? Este păzită și patrulată Poliția Română, tată. Poliția Română e un brand că nu poți să cumperi. Poliția Română, n-ai cum să cumperi. Și uite, oameni, te pregătiți. Fii atent, ce îmi spuneau mulți? Pune-mi pariu că nu vine poliția, pune-mi pariu că nu vine... Gata, tată, pierdea pariu. Pierdea. Auziți? El o să plece acum, dar am o rugăminte să-l opriți în traseu. În traseu aici, Ana? Nu, când iese pe stradă. Când iese pe drum, aia e partea a doua. Da. A, da? A, pleacă, uitați. El nu are, pleacă pe partea alta. Cum facem? Să-l vedem unde duce. Da. Până vine, da. Sau rămâne unul. Haideți să-l prindem. Pentru că el acum așa. Dacă ar fi pe drumul celălalt, să o ia. Dragul meu, mai convins că, pe aici nu mai vine, mai convins că știi. Și un lucru bun că știi terenul. Am găsit polițiști care nu știa. Unul de 5 ani sunt aici. Băie, ești tare. Unul era de 10 ani și nu știa nimic. Să bine, să făcea. Mai am 2 luni și timp. Așa că... Te duci la mascați? Nu, mă duc la mascați, la ofițeri. Păi vină repede. Piața-mă cu chemul. Hai că să-l prindem până vine criminalul, că că-l prinde repede. Ia auză-l, plec. Identificare, da, așa. Având în vedere aspectele stăsate prin dispecerat cu privire la faptul că deșeuri provenind de la deșeuri animaliere ale unei ferme sunt depozitate fără amenajare, amenajările aferente în spatele postului CAP din comuna Șaulia, respectiv în spatele imobilului cu numărul 49, județul Mureș. Bun. Așa, dumneavoastră, ca și martor, locul unde se reclamă faptea se află situat în spatele postului CAP din localitatea Șaulia, accesul în locul indicat anterior făcându-se dinspre drumul județean 151A, lângă imobilul cu numărul administrativ 49, județul Mureș, de la calea de acces se face un drum neamenajat ulterior care se bifurcă, iar în partea dreaptă, din punctul de vedere al căii de acces, se găsește o fermă situată după un punct de colectare a laptelui. Ulterior, după fermă se găsesc mai multe grămezi de deșeuri animaliere despre care s-a făcut sesizarea. Deșeurile respective sunt întinse pe o distanță de aproximativ 60 de metri
mă refer prima dată la aceasta. Da. Așa. La o distanță de aproximativ 50 de metri, deci de la aceasta până la cealaltă, da. Se găsește o altă grămadă de deșeuri animaliere, având aceleași caracteristici precum și cea descrisă anterior, privind amenajarea. Locul unde sunt situate grămezile se învecinează la sud-est cu apă curgătoare, râul din jos, la nord cu fermă, la vest cu fermă. Coordonatele geografice le-am trecut, asta n-are rost să citesc, nord 46. Da, da. No. Chiar dacă tu ai prietena ta, prieten cu primari, cu ăștia, cu toți. Asta e partea. Ai văzut că vin informații. E viața personală. Corect, dar zic, nu are nicio treabă cu... 39. Adică să înțeleagă oamenii că tu îți faci datorie, n-are nicio treabă. Dacă se poate chestiile personale. Dar nu-i... Nu, să nu se intervină pe chestiile astea. Da? Nu se intervine... Bun. Toți răspunde de cineva, nu? Da, da. O să iau după mine. Uite, primarul spunea că are rampă. Uite ce rampă betonată. Uite ce rampă e aici. Da. 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 39. Bun. Mai scrie ceva? Momentan să vină cu jurnalistul când... În regulă, gata, în regulă. Da, da. Uite rampa la primar aici. Deci, domnul primar, om bogat, om sărac. Am văzut declarația ta, ești un om bogat. Ai muncit, ți-ai făcut... Eu acum te întreb, ai casă în Dubai? Că de obicei așa se întâmplă în România. Deci, dragii mei, apelați la poliția română pentru că... Prin ei rezolvăm atâtea probleme sunt de rezolvat în această țară. Uite, ne-a venit și fotograful, criminalistul. Și credeți-mă că șansele au fost foarte mari. Oamenii au fost trași la răspundere. Și credeți-mă că de la nimicul acesta, cum unii cred că este nimic, se face de jungere sau de dejajungere, cum e măi, Dumitrel? Deci în România poți să-ți bagi joc de om, că uneori justiția își face datoria așa pe înțelesul românesc. Adică dacă te agresează și ai și cu zile de agresiune, dacă îți distruge și ai pagubă, îți dă clasare. Adică pune pe persoana respectivă să-și ceară scuze. Cazul meu, da? Mi-a distrus și o cameră din asta profesională, de televiziune. Aia spunea că, păi nici nu funcționează. Păi nu mai funcționează că ai distrus-o tu cu coana, da? Dar acum mi-a trimis avocatul. Ce se întâmplă aici? A venit fotograful, tineri, toți tineri, da? Acum a spus unul și, bă, o să ieșim la pensie și o să dați de dracu, nu o să mai aveți, voi nu știți să faceți treabă. Bă, băieți, așa care îmi spuneați voi mie, polițiști, uite, tată, ce tiner, da? Și uite că merge treaba, să învârte roata. Da. Așa. Deci a venit fotograful. Când aveți probleme de poluare, chemați și criminalistica, pentru că se constituie un dosar. Atenție aici. Un dosar împărțit în mai multe părți, da? Și parcă vreau să văd și eu aici, da? Toată zona asta. Și cu luciu de apă și cu cotețul ăla care vreau să-l filmez, care a costat. Cât ai zis că a costat capela aia sau ce este? Deci era estimată la 40.000 de lei, 4 milioane vechi. Da. Fiind clopotul achiziționat de domn primar, donat, ca și donație, cu 2 ani în spate. E un ziar bogat. Și finalizarea a fost 1.290.000. Bună ziua, bine ai venit, tinere. Finalizarea a fost 1.290.000 s-a ajuns, clopotnița. O să mergem și la ea. Ai banderolă, că dacă nu ți-a aduc eu exact banderola ta care ai nevoie. Eu am un port bagaj. Banderola aia are cu 10, dar sunt culori, unele cu galben și cu negru, unele cu alb și cu negru. Și unele mai noi acum cu alb și cu roșu. Bine, la gaze, la conducte, la toate astea. Uite, tată, a venit fotograful, da, băiatul tânăr de la criminalistică. Jos pălăria. Noi, poliția noastră care o avem, e poliția noastră. Nu intrați că... Nu intrați că vă scofundați? Că acolo este domeniul lui domnul primar. Poate nu e a lui. Poate e altcineva, nu știm. Dar el așa a spus și că aici are văcuțe,
văcușoare. Uite, el are rampă, mi-a spus, are rampă, lansează rachetele către cosmos, către Yuri Gagarin. Ți-ai dracu care spuneți voi că a spus pe lună. Păi voi n-ați fost în stare să știți în cosmos și spuneți că v-ați dus pe lună. O să și vopsiți. Dar aici ai problema, domnul. Lasă-i în pace. Lasă-i în pace, că știu ei. Înțelegi? Uite, mi-a zis cineva că unul dintre polițiști vorbește cu o fată care e prieten cu... Păi cum, mi-a dat mesaje, mă. Da? Mi-a dat mesaje, mă, înțelegi? Apoi ai venit tu și numai bine când ai venit tu. Zic, gata, tata, mi-am găsit sursa. Că aici știi care tragi, că cu tare te-a chemat. Poate ăla numai și zic, ăla, și îmi dă detalii despre el. Zic, băi, nu mai ai numărul de telefon, îmi dă și numărul de telefon și îl contactez pe ăla. Și numai bine, uite, ai să zai. Sau dacă te ești la primar și las că știu că fostul primar te... E exact. Și mă duc și-l caut pe ăla. Da. Și ăla-i mort, auzi? Mai sunt... Nu, stai să-l vedem pe... Uite, nu, e clar, nu. Deodată ce a făcut chestia asta, gata, nu. Omule, n-are niciun interes să criminalistul să sară. Nu, nu. Deci nu-i poate să-i spună criminalistului, polițistul, fă aia. Nu. El știe ce are de făcut. Sigur, da? Deci, sunt nicio formă, dacă scapă sau nu scapă, nu. Pentru că aici trebuie să vină zgarda de mediu. Până ne spune la cotețul ăsta, la coteța, ai rampă, n-ai, sănătate. Nu-i împrejmuit, o să intru. Dar pe un om amărât l-a făcut să-și facă de cantor acasă. Da, mă, omule, da, amendă, mă, îl rupe. Și atenție, el are și... Lapte. Am văzut, face foarte multe poze și acolo, dar și aici am detaliere. Am înțeles, da. Ai luat aici de ansamblu. Da. Adică să nu fie ce fel de defectuos. N-are cum să iasă. Apa. Apa e acolo. Nu, mapa. Apa e acolo. Să fim mândri, dragii mei, că avem poliție, da? Și nu poliție ca în India cu măciucă. Ideea e că în India nu se fură. Atenție. Nu se fură. La noi se fură, tată. Aia sunt și mulți. Și acolo nu există niciun fel de reglementare, de igienă, de ce vrei tu, dar cele mai tari mirosuri în India le găsești. Iar poliția de la noi cam bate locurile astea de câștig de podium referitor la rata de infracționalitate, crime și de depistare. Când vom intra în Schengen? Vai! O să pe fie dincolo, o problemă. Dacă mergem pe drumul celălalt. Pe la Muscășie, dacă e, nu? Cum? Nu pe la Muscășie. Da, în jos aici, în jos. Uite, el, tânărul, cunoaște foarte bine zona și... Da, pus, nu aici. A dat, dar nu contează. E un băiat. Ideea e că am găsit polițist care era de 10 ani șef de post și el nu știa nimic. Eu zic, cum tu ești șef, nu știi nimic? Uite, băiatul ăsta știe tot aici. N-a vrut, și tânăr. Deci nu mișca nimic, cred că și musca, te o întreba, de unde te duci tu iar, la firea aia, dracu, dar muscă, iut-o. Nu, no, ala știa, dar se făcea că nu vrea, că... și acum cine e cel mai bun prieten cu el? Eu cu el. Ia, dar nu vrea. Deci la noi e lipsa de comunicare. Cum? La noi e lipsa de comunicare aici. Bă, să știi că n-am găsit, eu n-am găsit angajați ai statului să... Uite, ăștia cu las fierbințe, într-adevăr, am făcut plângere, am zis, bă, cum vă permite să puneți pe Dorel ăla, sau cum îi zice, nu Dorel, Robi. Polițistul ca scenariu, ca joc de actor, că se supune polițistul primarului. Bă, schimbați-l în polițist local. Și a spus, nu, că în țară sunt polițiști care se supun primarilor. Și am găsit. Și mi-a dat răspuns, domnule, e pamflet. Și am zis, bine, tată, să vedeți ce poporul român, ce pamflet o să facă despre voi singuri. Putea să zică, băi, nu te supăra. Noi contestăm, poliția română nu se supune primarului. Deci am făcut plângere, atenție. Oficial mi-a dat echipărul, nu domnule, pamflet cu toate astea, pe urmă. Când l-a făcut cu Garcea.
Aceeași poveste, am zis, bă, stai un pic, nu face sub pamflet, e haina statului, Garcea, ce a venit, uite, Garcea. Păi cum se zice unui tânăr, unui polițist Garcea? Ce vin avea ăla, înțelegi? Pe urmă vezi tu numele de Dorel, nu mai pun oamenii. Ce, e vocea primarului? Păi n-am vorbit cu primarul, l-am sunat pe nea primarul, care el a spus că este plecat. Cum? O desertat, o luat mașina. Nu, vice, vine eu am văzut că o trecut încolo. A, deci au, păi zicea că vin târziu ei, că eu zic ce tari sunt. Înțelegi? Deci târziu și gata. O să vă rog dacă dumneavoastră să veniți până la postul poliției să întocmiți și procesul verbal. Nu? Dă-i zeț, am semnat, am plecat. Bun, atunci... Dumneavoastră la martor. Aici la martor. Nu ne ceea obosiți. Cam stat. Așa. Și încă o dată aici vă rog și pe versa. Dă-i și acolo. Da, dă-i Z. Și pe urmă. Nu tu. Lasă-l pe el. Da, stai un pic că vin. Nu, s-a dat full la gunoi. Oghe 38/2022. Dăm să semne și eu. Așa. Nu să vă trecem datele ulterior. Stai. Hai, trece. Martor aici. Vă treceți da? Dumneavoastră la martor, al doilea. Dumnezeu, mi-a plăcut de voi. Ești șef de post aici? Da. Bravo. Bă. Încă puțin. Da. Eu refuz să cred că nu să iau măsuri. Adică vedeți că aveți pe competență să dați și la Apele Române și la Garda de Mediu, da? Bun. Că vin eu la voi, mă, Garda de Garda de Mediu. Acum de aici, direct la voi vin. No. Mă lătăr cum vrești, după voi. Atunci... Noi dragă tineră, să știi că eu mai vin pe aici. Mă bucur că suntem tineri. Posibil nu ne mai întâlnim. Cum, da? Cum urc o persoană cu handicap la voi? La noi? La poliție? Da. Întreb. Legea 448 și valabilă și pentru Poliția Română. Să pui acolo un buton mai jos ca să apese și să spui pentru persoanele cu handicap. Că legea 448 e valabilă și pentru instituțiile statului. Mulțumim frumos, Poliția Română. Cred că am cea mai mică problemă Poliției Române. Oh, pe lângă, bravo, pe lângă bravo, alte da, deficiențe. Bravo, asta este. Numai bine, mulțumim Poliției Române. Dragă primărele, mă, vreau să văd. Nu, acum eu vorbesc. Vreau să văd, dar am înțeles acum cu clopotul, cu chestiile astea. Deja gata, nu mai dau un scris, nu dacă e și cu clopotul, că a fost zona clopotul. Așa spune domnul primar în ședință. Că am înțeles. El l-a cumpărat în urmă cu 2 ani. Mamă, ia uzi-l. Așa au fost. Nu, gata. Vreau să filmez totuși cotețul ăsta, să vedem cât de interes este, atât de mare interesul la cotețul ăla. Auzi, dar ce se întâmplă? Să duc oamenii și să roagă acolo? E capela mortoară și acolo trage... Ce? Stai, cum capela mortoară? Da. Păi voi aveți capela aici? Da. Păi nu figurează în județ nicio capelă. Aici. Sigur? Da. Cum adică a făcut ăsta capela? Ia să-mi arăți. Putem să mergem pe jos sau? Da, putem merge și pe jos, dar mergem pe jos. E departe? Acum mergem și la drumul ăla de... Ia. Care e excepționat? Ia la tele, neamule! Uite aici, paratrăznit, uite, îi dă măciucă. Da. Gata, tata, a fost și criminalistica, și poliția. Mulțumim Poliției Române, oamenii care veghează asupra cetățenilor, oamenii care sunt înjurați de creștini. Tractorul, ia uite-l, are tot ce trebuie ăsta, dacă ăsta are și ITP-ul, da, are număr. Dar nu am venit pentru tractorețele astea. Stai un pic, aici este o... Aici e capela motoare. Să, cât se taxează aici? Nu cred că se taxează, nu știu. Bă, nene, nu îți fac nicio reclamație, pentru că... Eventua comune și tot. Da, beneficiază cetățenii. Deci, stai un pic, ai zis așa, clopotul a fost dat de către... Domn primar, ce bun ești tu la suflet, ai bani mulți așa. Și vrei să spui că doar chestia asta a costat? Cât ai zis? La 1.290.000 mi s-a spus că a ajuns la primărie. Hai, lasă că ți iau eu. Cere, să vedem. Nu, cere, să vedem, adică un beton... De ce știu când eram consiliat să... S-a votat și un clopot, un sistem electric pentru această clopotniță, care nu s-a mai pus?
Dar clopotul n-a fost plătit din buget, da? Nu din buget, dar spunea domnul primar că în urmă cu 2 ani l-a achiziționat el, ca donație, la comună. Și, am înțeles. Dar unul muncesc foarte frumos, eu, dacă vrea. Bă, dar cum să face că donează el? De unde am? Păi frate, de unde e? Eu ce zonă potențial turistic, tata? Da, frumoasă zonă. Aici băi, firma Anubis, ăștia cu funerare, da? Ia-ți afișul de acolo ca să nu fii potcovit. Ia-i să vedem pe aici cum arată, că arată bine. Da, este un lucru bun, da, dar DSP-ule. Nu ți-am reclamat niciodată lucrurile frumoase, da? Și necesare. Are și monitorizare. Arată bine. Acum nu știu cât de mult ar fi sala cu, cum spune, cu separație, cu... Are și toalete înăuntru? Da. Bun. Deci, bă, e un lucru bun. Da, are decantare, are decantare, toate astea, da. Cimitirul, uite, e ordonat. Să mai facem mâncare cu focul la voi aici? Dacă n-aveți gaze toți. Probabil. Că nu toți au gaze. Fii atent, așa am înțeles. Păi. Eu am chemat criminalistica numai doar pentru jumătate din asta. El ce ca turna beton, un pic, nu. Trebuie să ai rigole, trebuie să ai pahare, trebuie să ai etichete de extracție pentru vidanjare. Trebuie să ai bonul de deversare, trebuie să ai de lapidare. Vreau să văd dacă nu. Uite, vezi, are o vidanjă, da? Tractorul ăla cum circulă pe drumurile publice. Aici a fost prins vreodată? Nu, pe el pleacă pe drum. Păi l-am filmat eu astăzi. Nu, dar l-am filmat. Adică vreau să luați monitorizarea videoclipului, pentru să vedem dacă primăria are dosar de evaluare. Pe HG 301-2008, ce legea 33. Dacă are dosar de evaluare. Dacă are, luați camere din urmă, să vedeți toate tractoarele, să vedeți dacă sunt înscrise, matriculate, cu ITP și cu asigurare. Da, trebuie să aibă ITP-ul și toate astea. Și apoi, cel mai mult mă interesează astea, da? Și să faceți adresul către APIA, dacă e că el a luat bani, ca pe să aibă animale, da? Cum a dat el documentul că are rampă de dejecție, că așa mi-a și spus mie. Da, domnule, eu am o rampă de dejecție amenajată cu proiect, cu dălpată, cu mic. Pentru mine minte. Clar, omul ăsta minte, duce în erore, iar dacă consideră că ne păsărește că avem niciun gând păr, El îmi spune că cu vitaja primăriei ia și duce pe câmp.
Primarul a spus, el, nu ce făcăm? Nu răspunde ceea de declarațiile. Nu, dar el, stai că l-avem aici, fiecare, să punem să-l auzim, să-l auzim pe nea primarul. Voi ce primarii mă lăsa, și de atent, că vă dați. Ce manipulare a fost poliția frunte până acum 6 ani, și a ieșit domnul Nisio la pensie. Nu, când m-a abuzat pe mine la Indrei, să-l dau seama. Bine, că nu te-a abuzat pe răvare. Ba! A, sună dacă vine sau nu vine. Da. Deci asta este, deci eu fac o plângere. Acum 5 ani am ieșit de pe strada mea în sat de 3 ori, de 3 ori m-a oprit poliția, aceeași polițai. Încât să mă provoace, mă provoace. Până tine. O ajuns pe ce de tine, să dăm. O știu că sunt o mea, sunt un sac. Da, nu ești. Da. Aici nu ești. Nu. 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 De la dumneavoastră și a fratele noastră, pe strandă de dejecție, că am văzut că e culoare de puțină sătămâni. Da. Unde-i, mă? Da, este sigur. Sunteți mai frumoasă, mi-e la aia, culoare, eu la temate, este chiar la temate, la aia, de dejecție. Nu trebuie sigur. Da, da. Aveți bine cumva la garda domnului, și la poliție? La poliție nu știu dacă. Și ai spus, du-te mă, scuze, respectă mă, te închide la non-stop, ăsta ești tu, da? Eu te-am înțeles că te respectă băcuțele, da? Bă, dar acum fii atent ce se întâmplă, vezi, un băiat nu ești de la poliție, acum angajat de la poliție, bă, ți-i vezi acum, ce au zis? Acum se discută ca să vină criminalistul, dar să... Vai, atât se comite mai doare dacă nu vine criminalistul, că am nevoie de planșe fotografice. Ăsta să nu creadă că sunt duci un gămpăr. Ăsta ia bănuții de ani de zile. Deci, avem un caz la Mirazlău. Menea ăsta care e de la Mirazlău, da? Ești inculpat, nu știu câte milioane de euro, ai dat de... Că a venit poliția română, da? Minte primară, minte de viață și ca aia lipsă de comunicare. Poporul, comunitate. Asta înseamnă la nivelul comunicului, da. Lipsă de comunicare. Orgolii, lege, bani, putere, dețin. Eu dețin pe Dumnezeu, asta consider. Voi să vedem. Da. Voi să vedem. Poate de acord, dar suntem 4-5 care avem curase și în față. Asta a fost manipulat din frică doar. 4-5 dacă depun sesizări în mod. Ce? Am depun sesizări, multe cereri la domnul primar și n-am niciun răspuns. Care e obligat. Vezi dacă e cerut? Ia să-i făcut adresa. Am adresa făcută cu... Și acolo am făcut azi de ea, le-am vreo 4-5. Nu am primit data de 4 martie, uite care. Le-am cu număr de înregistrare, bineînțeles. Să pot o copii cu lângă. Le-am. Eu eram în foarte mult. Am făcut 4-5 adrese de primărie și nu am primit niciun răspuns. Niciun răspuns. Ia. Bună ziua, numele meu este Ceana Haricorin, cu cine am onoarea? Doamnă, avem și noi nevoie de un comisar în comuna Șăulia. Șăulia. Ceana Haricorin, mă aflu în comuna Șăulia, sunt din Prahova. Deci mă aflu în comuna Șăulia, de raza de comunitate de Mesul Mureș. La o fermă, fermă domnului primar, din localitate, și aici există gunoi, cel puțin 300 de tone de gunoi și de aproape de apă, fără rampă de dejecție. Dacă cum este pe zona, ca să-mi dau și eu seama, cam pe unde? Pe pădure. Pe pădure? Cum ești la tine? Ia la aici pe zi, pe gata aia. Voi gai de asta, domnule. Știi unde? Dincolo de zona, după mine, de aia. De aia. Nu, dincolo de mine. Voi numai doar în baza sesizării, dar eu sesizare verbală, telefonică, nu numai scrisă. Voi nu chiar vreți un pic să-l fiți, să-l tragi de urechi? Tot pe amenințări, pe abuzuri și pe falsuri. Garda de mediu. Și că dacă nu, nu. Și
sunteți înregistrat Doamna, am nevoie de un comisar, de un comisar al gărzii de mediu. Eu sunt aici, plângerile se fac telefonice, verbale și scrise. Nu, dumneata. Da. A, așa. Va decide, da. Dar dacă dumneavoastră ați găsit așa situație acolo, puteți să puneți pe surție. Nu vreau. Doamne, eu am dat-o telefonic, o să vă trimite prima dată poliția română, vă trimite PVU, da? Solicitarea. Dumneavoastră aveți și obligația să chemați și pe cei de la apele române, și o apă curgătoare. Dar vă spun că garda de mediu de aici... Nu, să vă dau și scrisul de dirijare. Doamne, eu v-am dat acum, plângerile se fac telefonice, verbale și scris. Da? Eu v-am dat, am dovadă, uite, poliția mai registrează camera voastră? Da, registrează camera, domnul. Înregistrează, doamne, eu să știți. Eu nu am refuzat ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu nu am convenit. Acum un comisar care să meargă acolo. Ei, cât poate el, comisarul ăsta, că... O să-i aduc la cunoștință. Auziți, dar ce rugăminte am, ce rugăminte am la dumneavoastră? Ferma asta, sau de, a luat cumva aprobări pentru mediu de la... Vancea Dorel Grigore. Este motivul care pot să-mi spus și de la oricum. Nu spui. Geană are Florin. Geană Hari Florin 074 220 890 890 890 da. Ce reclam eu aici? Reclam că nu există rampă de dejecție. Boierului. Da. Da. Bine, doamnă. O zi bună. Da, doamnă, știu, știu. Așa este. Aveți dreptate, aveți dreptate. Bine. Eu v-am anunțat, vă lăsăm 30 de zile, după 30 de zile vin și-o cu da. Mulțumesc frumos, gărzii de mediu, la revedere. Dragii mei, nu vă lăsați păcăliți, oamenii aceștia, nu știu, dacă au relații, n-au relații, sunt fără fiind sau nu fără fiind, ei trebuie să știe, înseamnă că n-au fost niciodată sub vadă, dar există poluare pe rază teritorială, adică băi, inspectorilor ăștia, comisari, la ața mea, ăștia când s-au trezit și ei, după Revoluție, garda de mediu, da? S-au trezit comisari! Ei nu sunt comisari, ei sunt agenți de poliție. Ăla-i comisar. Dar înseamnă că n-auzi numai comisar, găsește că la poliție găsește. El e comisar cu insigne, cu... Mamă, când vine, când auzi așa, numai cetățeanul, când auzi așa, și spune, auzi... Numai când auzi cuvântul, comisar. E mare. E nu-i mare. Ca un șorin. Stau pe porile, da, care să știu, da, în birou. Ce a zis? Bine? Bine. Bine, tată, România, știi cum? Este prăzită și tatălată cu un brand, tată. Vorbim de un brand că nu poți să cumpăr. Vă, poliția română, n-ai cum să cumpăr. Fiate, ce îmi spuneau mulți? Pune-mi barul că nu vine poliția, pune-mi barul că nu vine... Crede, tată, că trebuie aici. Auziți? Eu nu o să plece acum, dar am urcă mică.
Nu, 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 nu